Am revenit, urmăriți Flash Monden, vedem dacă și-au lăsat și astrele barbă sau nu și cam ce ne prezic ele pentru săptămâna care urmează. Pe barba ta o să ții asta, fii atent acum ce zic de balanță, haideți să vedem. Bună seara, bine v-am regăsit la rubrica Ai scris în staruri. Aveți parte de momente interesante, atât de la serviciu cât și acasă. Sunteți surprinși de cei din jurul vostru, vi se fac propuneri tentante. Multe șanse de avansare și reușită profesională. Încercați să vă faceți curaj, să fiți mai încrezători, să luptați pentru a vă îndeplini visurile. Acordați importanță semnalelor pe care le primiți de la univers. Lăsați-vă ghidați de intuiție. Vi se aduc multe confirmări, aveți parte de conștientizări. Berbec. În această săptămână, universul va pregăti surprize pe toate sectoarele vieții. Tot ce trebuie să faceți este să fiți atenți și să profitați de oportunitățile care apar. Poate să înceapă o frumoasă poveste de dragoste sau să puneți bazele unei afaceri importante. Taur. La serviciu veți face unele descoperiri. Primiți informații și lămuriri care vă vor ajuta să luați mai ușor unele decizii. Aveți multe ședințe și întâlniri cu oameni alături de care să începeți diverse colaborări. Încercați să nu vă gândiți prea mult la probleme și să vă focusați pe găsirea unor soluții. Gemeni. Sunteți foarte motivați și determinați să vă convingeți superiorii privind o anumită strategie pe care doriți să o implementați. Aveți multe discuții, negocieri și prezentări. Planurile sunt bine puse la punct. În cele din urmă, cu ajutorul unor argumente solide, tot ceea ce v-ați propus se va realiza. Rac. Aveți idei bune, însă vă este teamă să le puneți în practică. Este momentul să aveți mai multă încredere în voi și să vă susțineți ferm credințele pe care le aveți. Acceptați cu ușurință greșelile colegilor, care nu vă avantajează absolut deloc. Discutați despre ceea ce vă supără. Leu. În această săptămână, la serviciu aveți parte de o atmosferă caldă și prietenoasă. Dar situația se schimbă după ce o parte dintre colegi pleacă în concediu. Aveți mult de lucru și veți sta ore bune peste program. Legați prietenii cu persoane de diverse naționalități. Fecioară. În această săptămână sunteți înclinate să construiți planuri pe termen lung. Intuiția vă poate duce mai aproape de obiectivele voastre. Vă puteți aștepta la unele încurcături din partea unui prieten. Pe viitor, fiți mai selective în alegerea oamenilor care vă înconjoară. Balanță. Sunteți luate prin surprindere de modul în care evoluează o situație. Trebuie să vă adaptați din mers și să refaceți toate planurile și strategiile. Aveți multă energie pe care o direcționați către viața profesională. Doriți să atingeți un nivel înalt. Veniturile sunt în creștere. Scorpion. Prima parte a săptămânii va trece foarte repede, neobservată pentru că aveți foarte mult de lucru și multe treburi de rezolvat. Posibil să vi se aducă unele acuzații pe nedrept. Încercați să rămâneți calmi în timp ce dați explicații. Este o perioadă foarte bună pentru dietă, detoxifiere. Săgetător. Sunteți concentrați să găsiți un echilibru privind cheltuielile. Ați depășit cu mult bugetul și acest lucru îl resimțiți din plin. Urmează să plecați într-o călătorie alături de prieteni. Aveți nevoie să vă schimbați un pic obiceiurile alimentare. Gătiți mai sănătos și faceți mai multă mișcare. Capricorn. În această săptămână, la serviciu, apar unele responsabilități și sarcini în plus. Aveți tendința de a lucra intens pentru a termina la timp unele proiecte. Rezultatele sunt remarcabile. În viața sentimentală au loc schimbări benefice, consolidarea relației de iubire. Vărsător. Viața de familie va aduce în această săptămână multe situații de rezolvat, însă beneficiați de sprijin și totul se rezolvă mult mai ușor. Doriți să faceți niște cursuri care vă vor fi de foarte mare ajutor la locul de muncă. Descoperiți talente și aptitudini noi. Fiți mai creativi. Pești. Dragostea vine când nu te aștepți. Dacă nu sunteți într-o relație, este posibil să începeți o legătură romantică. Tensiune și mici conflicte la locul de muncă, însă totul se rezolvă mai repede decât vă așteptați. Cheltuieli mari
pe lucruri care nu vă sunt folositoare. Mai multă atenție cu distribuirea finanțelor. Acestea au fost previziunile pentru săptămâna care urmează. Stelele să se alinieze favorabil pentru fiecare în parte. Vă aștept și pe pagina mea de Facebook Astrolog Andreea Dinc. Să avem o săptămână magică!